Școlarii și preșcolarii din Sinaia au avut parte de o surpriză plăcută. Moș Crăciun a ajuns și la ei în ajunul Marii Sărbători Creștine și pentru că l-au așteptat cu nerăbdare, i-au spus repede câteva poezii și cântece. În Betleem, în Iudeia, după cum păstorii spun, bunul Iosif și Maria de departe au venit și s-a întâmplat acolo ceva nemaipomenit. Sărniuța va pleca și pe pârtii va zbura, clopoței vor suna și pe noi ne-ar bucura. Iarnă, iarnă, ești frumoasă, dar ești tare friguroasă. Copiii de la școala gimnazială Principesa Maria și cei de la grădinița Floare de Colț l-au impresionat și în acest an pe Moș Crăciun, iar cadourile ce le-au fost oferite au fost pe măsură. Tras de reni cu poarne mari, prin troiene și ghețari, tot pământul s-a lustrăbat. Dar era să nu mai vin în seara asta aici. Sus pe platou, pe buceci, un zmeu mare m-a răpit. M-a răpit și m-a încuiat într-un ghețar întunecat. Renii mi-a dezlegat, sania mi-a răsturnat, jucăriile le-am prăștiat. Așa, carte și dulciuri și exact ce-ți doreai tu, nu? Da. Te-a adus o păpușă și o mașină, da? Hai de tot, tată! Copiii au fost foarte încântați de acest eveniment. S-au pregătit în decursul a 2-3 săptămâni cu mult drag și au așteptat cu mare nerăbdare, mai ales sosirea moșului. Pentru preșcolarii și elevii sinaieni, precum și pentru persoanele cu venituri mici, au fost pregătite în acest an aproximativ 3.000 de cadouri. Distribuirea lor continuă în următoarele zile.